Dunărea Giurgiu a urcat pe locul 5 în clasamentul seriei de sud a campionatului județean de fotbal. După 85 de minute în care Dunărea Oinacu a rezistat pe stadionul din Port, în cele din urmă giurgiuvenii au izbutit să câștige cele 3 puncte pe final prin golul lui Mugurel Vrabie, cel care a fost promovat de la echipa de juniori. Cu ajutorul echipei am reușit să dau gol, chiar îmi doream să intru în teren, aveam dorința de a juca și chiar să marchez și să câștigăm acest meci, pentru că cei de la Oinacu au jucat un fotbal extraordinar de bun și am câștigat destul de greu în fața lor. Narcis Pascu a întărit lotul giurgiuvenilor după ce a fost adus în această iarnă de la Spicul Izvoru. Noi ne-am așteptat, ținând cont că ei joacă pe un teren mai prost ca acesta, ne-a făcut jocul greu. Ei nici nu prea au jucat, 10-20 de minute, restul asta mai pe jos. Când adversarul nu-ți dă posibilitatea să joci și tu îți faci jocul foarte greu. Cu ratările lor, jucătorii Dunării din Giurgiu i-au pus la încercare nervii antrenorului. Au cam exasperat jucătorii cu ratările. Păi, ce să spun, că mai aveam puțin și leșina pe bagaia. Dar până una peste alta a fost bine. Iar a fost un meci greu din cauza că e singurul și primul și ultimul meci acasă. Staful celor de la Dunărea Giurgiu a luat loc pe banca de rezerve a oaspeților și oaspeții pe cea a gazdelor. Astăzi a fost oaspeți. Păi da, așa s-a modificat. Dar ai noștri au uitat să schimbe alea pe acolo, cred. S-a confundat Dunărea Oinacu, Dunărea. Noi reglementarea ale FIFA, așa s-a ajuns la concluzia să schimbe. De ce? Nu știu, nu-l cunosc. Vedeți și noua stemă. Da. Conducere. Dunărea Giurgiu are un început bun de retur, cu două victorii din tot atâtea posibile. Sunt victorii așteptate de mine, dat fiind faptul că ne-am întărit bine lotul, avem dubluri pe posturi, și numeric și valoric, cu jucători tineri, numai de aici de la noi din oraș, din Giurgiu, cu o pregătire să facem diferența față de celelalte echipe, care știm bine că ei se întâlnesc doar la meciuri sâmbăta și normal, pe final cedează. Nu plecați și cu mic dezavantaj, terenul foarte prost. Într-adevăr, da, terenul este foarte prost, încercăm acum să-l cât de cât să-l mai amenajăm, încerca o lună să-l însămânțăm cât mai putem așa și să-i dăm cât de cât o față pentru a disputa un joc mai bun. În seria de nord a campionatului, Voința Podișor a realizat surpriza etapei după ce a învins campioana județului Petrolul Orata Cartujani cu scorul de 2-0. Meciul a fost foarte frumos, a fost foarte și de parte și de alta. Înainte să marcăm noi primul gol, au avut o ocazie clară în fața porții la 7 metri și au ratat. Dacă se marca golul ăla, nu se știe, cred că se schimba soarta meciului. Sunt atât de bucuros și fericit că un sătuc atât de mic, cât un bloc de la Roata, a dobărât pe Roata, campioana județului.